Marius Surzica a luat titlul mondial în 2002 la Debrecen la cal cu mânere. A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, cucerind aurul la Sydney și bronzul cu echipa la Atena în 2004. A fost premiat cu argint la Tianjin în 1999, iar pe echipe cu bronz în 1995 la Sabae. Știu că au fost două competiții foarte importante, campionatele europene de la Patras, unde, spre bucuria noastră a României, echipa a reușit să câștige, deci am câștigat cu echipa în primul rând și totodată am reușit să câștig și titlul de campion european la cal cu mânere. Iar mai apoi au fost campionatele mondiale de la Debrecen, unde la fel am reușit să mă impun și să câștig aur. Un an împlinit pentru mine, au fost mulți ani, poate și cu rezultate chiar mai bune, dar în acel an, într-adevăr, un rezultat extraordinar pentru gimnastica românească și tocmai de aceea, cum spuneai, am fost premiat ca cel mai bun sportiv al anului. Este recunoscut drept unul dintre cei mai mari maestri ai calului cu mânere. Câte medalii ai în total? Niciodată nu am apucat să le număr și întotdeauna au fost puse în așa fel încât n-am apucat să le număr. Care ți-e cea mai dragă performanță sau medalie? Visul oricărui gimnast este să ajungă la Olimpiadă, iar dacă reușește să obține și titlul suprem, este cel mai important lucru. Acest vis pentru mine a devenit realitate la Sydney în 2000, mai devreme. Deveneam campion olimpic și cu laudă și totodată cu repet, cu laudă mă bucur și spun că este singurul titlu olimpic al României la gimnastica masculină, dar cu regret o spun pentru că nu văd în momentul de față mari șanse pentru un asemenea rezultat. Fostul gimnast de performanță, campion olimpic, mondial și european în proba de cal cu mânere, născut la Toplița, a început gimnastica la vârsta de 6 ani și a debutat în competițiile internaționale la 16 ani, devenind campion balcanic la cal cu mânere în 1991. Cum te-a cucerit calul cu mânere? De mic am fost foarte neastâmpărat, să spun așa, și mă cățăram peste tot. Și de fiecare dată veneam la sală cu o gleznă luxată, cu un genunchi umflat și așa mai departe. Iar din cauza asta, de fiecare dată antrenorul îmi spunea: treci la cal, nu poți să faci sol, nu poți să faci, treci la cal. Și nu am stat la cal. Adică în momentul când eram trimis la acel aparat, munceam foarte mult și îi copiam pe cei mari, tot ce vedeam la ei încercam și eu, de foarte multe ori elementele respective îmi și reușeau, îmi strigam pe antrenor, spuneam: uitați ce am mai făcut, ce, cum vi se pare, e în regulă, nu e în regulă, oh, bravo, bravo. Și încet, încet am început să stăpânesc calul cu mânere în așa măsură încât să reușesc să obțin titlul suprem. M-a chinuit, dar aș vrea să spun că dacă ar fi să o iau de la capăt, probabil că tot gimnastica aș fi făcut. În prima fază nu prea mi-au plăcut săriturile, pentru că am fost foarte mic de înălțime și mi-era foarte greu să sar peste calul cu calul de la sărituri. Atunci nu era masă de săriturile, era un cal de sărituri și era lung și nu prea îmi plăcea mie. Dar treptat, în timp, am reușit să fac și sărituri și toate celelalte s-au apărat. De la începutul anului 2010 a devenit antrenor în staful tehnic al lotului masculin de gimnastică. În martie 2014 decide să renunțe la echipa națională masculină de gimnastică, plecând în Qatar, unde a antrenat o grupă de juniori. ProSport înseamnă oameni deosebiți, oameni care au fost în permanență alături de sport, oameni care au scris despre sport și pe care îi îndemn în continuare să fie alături și de gimnastică și nu doar de fotbal. Chiar dacă trecem printr-o perioadă mai grea, să spunem așa, sper să rămân alături, îi felicit pentru ceea ce au făcut și le urez la mulți ani.